Bun găsit, dragi prieteni, la un nou webinar organizat de Admiral Markets. Sunt Liviu Moldovan, ca de obicei, alături de mine, pe calea undelor, se află Dorin Roșu. Bun venit, Dorin! Bine te-am găsit, Liviu! Bună ziua tuturor! Vreo primă impresie, așa, în acest început de săptămână? Da, un început de săptămână așa, cam... Ploios. Da, exact. Pică, plouă puțin și în piețe, ca să zic așa. Da. Ce să faci? E destul de mohorâtă treaba și pe burse. Nu e furtună, dar e mohorâtă, așa, nu... Nu avem scăderi mari, dar nici creșteri. Dar avem niște vești bune, pe care o să le detaliem. Imediat după cea mai importantă știre a fiecărui webinar, avertizarea de risc, nu? Disclaimer. Instrumentele Forex și CFD sunt complexe și implică un risc ridicat de a pierde rapid banii din cauza efectului de levier. Ar trebui să vă asigurați că înțelegeți cum funcționează CFD-urile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a pierde bani. Asigurați-vă, deci, că înțelegeți pe deplin toate riscurile implicate, tranzacționarea Forex și a CFD-urilor fiind o activitate riscantă, această prezentare video nu ar trebui să fie considerată drept un sfat sau recomandare de a investi, deoarece nu reprezintă altceva decât opiniile personale ale moderatorilor. Această prezentare video are un caracter informativ și educațional, atât. Repet, nu oferim sfaturi de tranzacționare și așa mai departe. Exprimăm doar niște opinii, nu trebuie să vă luați după ele. Cele două argumente dintr-o listă mai lungă în favoarea Admiral Markets pe parte de piețe de capital, indici bursieri, un spread tipic de doar 0,8 puncte pentru CFD-urile indicelui DAX 30 și un spread tipic de 1,5 puncte pentru CFD-urile indicelui Dow Jones în timpul sesiunii principale de tranzacționare. Pe Forex, un spread tipic de doar 0,6 pips pentru euro-dolar, fără comision, pentru conturile trade.mt4 și trade.mt5. Ok, și spuneam despre această zi, sesiune, cumva mohorâtă din piețele financiare internaționale și avem, spre exemplu, 0,8% pe minus pentru DAX, 0,6% pentru Franța, Londra scade cu 0,4%, pe 0, practic, Dow Jones și S&P 500, o creștere minoră, 0,1%, da? Nasdaq, deci zona de tehnologie, performează ceva mai bine, Nasdaq 100, depășind pragul de 10.000 de puncte, plusează acum cu 0,45%. Stabilitate, și ce stabilitate pentru piața barilului, piețele barilului de țiței, la nivel de contracte futures pentru WTI, minus 0,15% acum, doar atât, iar pentru Brent, minus 0,05%. Și spuneam, de foarte mult timp n-am mai văzut atât de stabilă cotația barilului de țiței. Euro, în schimb, beneficiază, la fel și lira sterlină, în raport cu dolarul, 0,6, respectiv 0,57%. Creștere, da? Pentru euro și lira sterlină, dolarul pierzând la nivel de dolar index o jumătate de procent. Bun. Cu ce începem? M-am putea cu ultimele două, dacă tot suntem atât de aproape de ele. Adică euro și liră. Euro pare că, într-adevăr, chiar a așteptat acest dublu suport format din nivelul 1.1169 și linia ascendentă de trend. Chiar dacă nu a atins efectiv linia, în orice caz, da, tot e un pic relativ, nu trebuie neapărat să atingă la pip toate liniile, deși oarecum e paradoxal, pentru că nivelul
a cam fost respectat la PIP, dar lăsând acest aspect la o parte, da, această zonă de dublu suport pare să fi fost confirmată, lucru care a plăcut taurilor și este vizibil acest fapt prin aprecierea prezentată de către grafic. Dacă mă uit pe o planșă ceva mai mică, văd că aici ar încerca să fie un soi de linie de rezistență. Depinde cum e trasată, dar chiar și așa cam este depășită această linie. Deci s-ar putea considera că ar fi începutul unui impuls. Bineînțeles că asta nu înseamnă că prețul, de exemplu, nu s-ar putea opri zona nivelului de rezistență și să descrească din nou, ceea ce s-ar traduce poate printr-un double top, poate printr-un triple top sau orice pattern care ar putea să rotească prețul. De asemenea, poate să intervină o consolidare, dar pe termen scurt vedem o victorie a taurilor și primul obstacol pe care aceștia ar avea, da, cum spuneam, pe care aceștia ar trebui să-l treacă, ar fi nivelul 1.1315. După aceea mai vedem. Și situația rămâne astfel atâta timp cât dublu suport de respectat. Și dacă e să ne uităm pe o planșă mai scurtă, cum zici tu? Da, head and shoulders-ul acesta, să spunem că prețul la neckline-ul lui, deși a cam avut ezitări, n-a plecat de câte ori a avut ocazia, că a avut de cel puțin de două ori ocazia să se ducă bine pe scădere. Cum spuneam, liniile de trend nu prea ajută, da, în sensul că rezistențele au fost depășite, poate doar dacă o trasăm pe aceasta, așa, doar ca să găsim. Orizontală. Da? Una, ar putea merge poate una orizontală. Exact. Da, ceva în acest fel, nu zic. Nu. Dacă, mi se pare că are mai multe puncte de validare, de asta zic. Da, într-adevăr. Da, bine, nu e exclus să vedem oprirea în această rezistență intermediară. Ceea ce s-ar putea traduce pe grafic ca o lumânare de creștere care ulterior va permite o ușoară retragere care la rândul ei să permită continuarea creșterii. Din nou, e posibil și asta. Doar dacă nu se întâmplă ceva în această zonă, să intervină o confirmare importantă a acestui nivel, care ar putea fi, spuneam, și neckline-ul umăr, cap, umăr, head and shoulders-ului, o confirmare atât de importantă, atât de puternică, încât să trimită prețul sub, cum spuneam, dublu suport. Ceea ce ar schimba situația, evident. Ok. Vreau să menționez două aspecte macro pozitive. Că am spus la început că există niște aspecte pozitive. Se vede. Mulțumesc. Deci, pentru Statele Unite, Chicago Fed National Activity Index, care nu am discutat foarte des de el, nu este printre cei mai importanți indicatori, să zicem că face parte din Liga a doua, dar aici este dinamica lui de la începutul anului, chiar din decembrie, și observăm că are variații mici, 0, da? Mai puțin martie și aprilie, da? Și acum am revenit, 2,6%. E, care este aspectul interesant aici? Ne uităm pe graficul de 10 ani. Cel pe 25 de ani. Iar această valoare de aici este record istoric. Cea mai mare creștere lunară a acestui indicator. Veste bună, cumva confirmă ipoteza, teoria, că o să avem o revenire în formă de V. V-shaped scenario. Da? Asta este scenariul. Ok. Avem negativ tot în sesiunea de astăzi, tot din Statele Unite, existing home sales, deci numărul caselor construite deja
care au fost tranzacționate, mă rog, și-au schimbat proprietarul. Deci nu case noi, ăla e New Home Sales. Astea sunt casele, tranzacțiile cu casele SH, să zic așa. Schimb de locuință, oarecum. Da, da. Într-o ușoară scădere, da, a fost minus 17%, o estimare de minus 3 o să fie minus 9,7, ok, aici situația este foarte fluidă, foarte volatilă. Oricum, 3,9 milioane, 4,12 estimări, nu e o diferență foarte mare pe net, însă, aici vreau să ne oprim puțin. Consumer confidence. Pentru zona euro, putem să considerăm, să îl considerăm ca fiind un fel de echivalent al University of Michigan Consumer Confidence, da? Bun. Minus 18,8 valoarea pe mai, minus 15 estimări, minus 14,7. Deci, ceva mai bine decât estimările. Și valoarea flash pentru luna iunie. Ce vedem aici? Nu e foarte abruptă tendința asta, dar e clară, e limpede. Îmbunătățirea a indicatorilor. De la 18 la 14, poate avem undeva la minus 12, așa, și următorul revenim la unde am fost, în două luni. Din nou, V-shape scenario, poate de această dată cu un V, o literă V mai crăcănată, cumva, ca să zic, știi? Nu atât de abruptă, da? Pentru zona euro. Asta, în opinia mea, e o veste bună. Da? Și care ar putea susține pe mai departe moneda unică europeană în raport cu dolarul. Avem vești bune și din Statele Unite, dar nu știu cum se face. Nu știu dacă există neapărat o explicație de genul ăsta. Mulțumesc, poți să ecran. Avem Fed care promite unlimited amounts. Ok. Avem Banca Centrală Europeană care promite în esență același lucru, da? E, când ies să se lupte cele două bănci pe parte de cine tipărește mai mult, în ghilimele spun, păi întotdeauna am eu impresia că întotdeauna câștigă Fed-ul. Nu știu de ce. Nu mă pune să dau o explicație acum, dar deprecierea abruptă pentru dolar ar putea fi mai degrabă generate de Fed decât de Banca Centrală Europeană. Dacă ambele bănci au același gen de politică simultan. Când nu adoptă simultan, discutăm despre alte tendințe. De aici spun că s-ar putea ca soarta dolarului pe termen ceva mai lung. Hai să ne uităm o secundă la dolar și promit că am terminat vorbăria pe, în acest webinar. Nu, deci e bine că trebuie să fie și un echilibru tehnic și fundamental. Păi tocmai de-aia zic că trebuie să tac vreo ca să fie echilibru. În sensul să ziceam doar. Da, mă gândesc mai degrabă, nu știu, nu e o recomandare, mă gândesc că mai degrabă soarta dolarului este să scadă de acum încolo, pe termen mediu, cel puțin. Adică, nu știu, câteva luni, jumătate de an, sfârșitul anului, în 2021 și așa mai departe. Nu știu, peste 5 ani nu știu ce va fi, dar pe termen mediu, așa, în principiu, cred că dolarul are mai mari șanse să scadă decât să crească. Dar e doar o opinie. Da, și dacă tot suntem la dolar index. Exact, da. Spuneam, dacă într-adevăr e un suport important aici, din care a avut loc acest rebound, dar și acum intrăm într-o planșă mai mică, ar fi o mică problemă, că ceea ce se conturează aici seamănă cu un rising wedge, un fanion în creștere și cum de obicei este un pattern de continuitate și fiind precedat de o scădere, pe așa ar fi să continue prin scădere. Și dacă ne întoarcem la plașa mare și avem în vedere că aici e un suport important, ok, ne-am putea gândi că bun, poate va face un double bottom. Da?
acest pattern să permită. Da, hai să ne arătăm puțin pe weekly, te rog frumos. Ia. E un, da, e un suport, dar până la urmă, de câte ori l-am încercat? Să tot fie vreo 4-5 ori. Știi cum e? Ține, ține, nu ține la infinit. Băi, adică... Da, da, da. Nu știu, poate tehnic nu e chiar așa, dar fundamental, ți-am spus. Da, 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 pentru asta încerc să zic, cum s-ar putea linia, pentru că ar fi acest scenariu în care fanionul se consumă, are loc o scădere și totuși de aici, în, evident, în virtutea importanței suportului, fiind unul de weekly, să urmeze o apreciere care poate va forma un double bottom, care poate va forma un flat, care ulterior să permită scăderea, sau, exact cum zici tu, să fie fundamental de așa natură încât scăderea pornită de aici să fie suficient de puternică pentru a trece suportul și atunci să continuăm, da, pe scădere. Dar asta înseamnă, cu alte cuvinte, așteptarea prețului în această zonă și observarea reacției față de acest nivel. Cam asta ar fi. Pentru că, într-adevăr, modul în care va reacționa în această zonă ar putea să dicteze evoluția, cum ai zis tu, pe termen mediu. Uh-huh. Bun, hai pe piețe. Piețe. Nu, hai pe DAX, că pe Wall Street nu era. Gând la gând. Uh-huh, uh-huh. Bun. Da, DAX deocamdată încă ok, în sensul în care se păstrează deasupra tendinței ascendente, deasupra linii de suport care definește tendința ascendentă, ar fi amendamentul că a corectat un pic cam prea devreme și astfel a conturat ceea ce ar putea să semene cu un double top. Chiar dacă pe planșe mai mici vedem că, uite, e o ceva de consolidare, da, o structură de consolidare cu un potențial nivel în această zonă și că a reușit să îl confirme de suport. În regulă. Dar până nu văd prețul trecând și confirmând de suport, dar trecând peste acest 76.4, da, și practic invalidând această arcuire, s-ar putea ca piața să zică, domne, bă, uite, asta e o rezistență importantă, haide să spălăm în jos. Și dacă se întâmplă asta, la un moment dat, linia de trend ar putea ceda, prețul să ajungă în zona lui 61.8 și atunci, într-adevăr, ar fi așternut pe grafic un double top. Deci, de așteptat într-o primă instanță, de văzut dacă va reuși să treacă peste acest 12.391, și dacă nu va reuși, sunt șanse ca urșii să fie suficient de optimiști, da? Și să străpungă linia de trend, ceea ce ar duce la formarea unui double top. Câteva sesiuni, da. Hai să ne uităm pe aur. Are o de... It's challenging. Uh-huh. The previous highs. Uh-huh. Da. Fiind două sesiuni în care a crescut destul de violent. Bine, te spune că cel puțin în Statele Unite situația este destul de urâtă acolo. Pe parte de număr de cazuri zilnice de îmbolnăviri. Da? Da, au fost da, da. Vineri sau sâmbătă, nu știu, 30, peste 30.000 într-o singură zi. Și noi ne speriem că am crescut înapoi la 300 sau, știi? Au 30.000. Da. Adică raportat e per capita, să spun, e mult mai urât ce se întâmplă acolo. Da. Din păcate, da, și revenind la aspectele tehnice, în momentul de față, aurul se găsește într-un moment în care ar putea fi supus unui test. Discutăm despre un nivel important, foarte important, și dacă va reuși să-l cucerească, dacă taurii vor reuși să
discutam noi la un moment dat că aceasta putea să fie o străpungere falsă și trebuie să nu mai gândim că ăsta e maximul istoric, zicem că ăsta e un nivel important. În regulă, ăsta, scuze de exprimare, respectiv 1759. Bun. Ei, dacă acest nivel va fi străpuns și confirmat drept suport, acesta fiind primul scenariu, într-adevăr discutăm despre finele, încheierea acestei faze de consolidare și prevedem continuarea aprecierii cam ce să facă aurul, să tot crească. Da? Dacă, în schimb, vom vedea un eșec al înscrierii prețului deasupra acestui nivel, din nou, nivel important... Înseamnă că am găsit vaccin la coronavirus. Da, bine ar fi. Da? Înseamnă că, exact, piețele se mai detensionează un pic și asta ar fi pentru aur o continuare a fazei de consolidare. Sau o scădere. Nu m-ar deranja să îl văd la doar 1000 și ceva de dolari pe uncie, știi? 1200, nu m-ar deranja absolut deloc. Da. Da, asta spun. E o temere acolo. Presiune că piețele ar fi mers, mă refer și la Dow Jones și S&P, eu ar fi mers în continuare pe creștere astăzi. Nu ceva spectaculos, dar măcar 1%, știi să zic. Dacă n-ar fi fost teama asta sau spaima asta de număr de cazuri noi și așa mai departe. Și într-adevăr se adună. Nu știu ce efect economic o să aibă, că nu cred că se va ajunge totuși la reblocarea economiilor la nivel de... Da, să sperăm. Dar totuși, repet, au fost 30.000 de noi cazuri. Noi avem într-o zi, noi avem vreo 24.000 de la început și până acum toate adunate. Și ăștia au 30.000 într-o singură zi. Stai seama. Știi? Ok, raportat la... luăm și raportăm la populație. Da? Cât suntem noi, cât sunt americani. Și tot ne dă imens. Da. Că ei nu sunt 200 de ori mai numeroși decât noi. Da, apropo de Dow Jones sau S&P. Mergem către el, petrol și cam asta. Bun. Da, mă tot am văzut cum am nimerit acest pitchfork. Da, Dow Jones a simțit el că se apropie de o zonă importantă de suport. A zis, uite și trendul ăsta de la pitchfork, nu mă las, urc. Da? Și pe planșă mai mică, e vizibil mai clar, se poate forma un dreptunghi inclinat, din nou un pattern de continuitate, din nou nu e un semnal, adică nu asta, nu e neapărat, nu asta vreau să spun, din nou, disclaimer, dar discutăm despre ce afișează graficul și cam ce înseamnă asta pentru evoluția prețului. Nu înseamnă că oferim imbolduri de tranzacționare, semnale, instructaje, etc., da? Și doar descriem evoluția prin prisma teoriei, cum se aplică teoria și cum putem învăța din aceste lecții, nici de cum semnale de tranzacționare. Bun, deci aceasta fiind o figură, un pattern, un chart pattern de continuitate și fiind precedat de o apreciere, ar putea să sfârșească prin o linie de rezistență străpunsă, un 70.7 confirmat de suport și deci o apreciere, o continuare a ceea ce a fost înainte, da? Aceasta este o posibilitate, ceea ce ar deschide, opens the door, da, deschide șansele taurilor de a ajunge la, să spunem, 27.370, următoarea zonă importantă, dar dacă însă fundamental nu va sprijini situația, deși iată a existat din nou o dorință de îndepărtare de zona de suport, care arată foarte bine până acum, acesta ar vrea să fie un... piercing pattern, în principiu, da? Când lumânarea nu este un engulfing așa, nereușit, da? Când lumânarea nu înghite lumânarea precedentă, dar aproape că face asta, deci ca să te citesc poze, dacă s-ar închide așa, ar fi un piercing pattern, care este unul, din nou, nu este un semnal de tranzacționare, dar, din nou, lecțiile, da? Piercing pattern-ul este o combinație de lumânări care spune, domnule, fii atent că s-ar putea să urmezi o apreciere, s-ar putea ca scăderea să sisteze și să urmezi o apreciere. Deci, în lumina acestui pattern, respectiva chart pattern-ului de pe H4, s-ar putea să asistăm la o apreciere, dar dacă fundamentalul nu va sprijini
optimismul taurilor, atunci nu ar fi exclus să vedem o revenire în zona de suport și, cine știe, poate chiar o retestare a liniei de trend ascendente. Hopefully. Da. Ok, ziceam de petrol. S&P cam la fel. Da, 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 petrolul... da, s-a mai menționat. Ziceam de petrol. Mm-hmm. Opa. Așa. Da, petrolul e cu mințel. Bine. A profitat crește un pic, da, să zicem. Da, în fine. Dar e liniștit, foarte bine. A scăzut fixul pe petrol, cum ar fi, știi? Da. Da, deocamdată s-a bucurat el de victoria de aici, a ajuns la rezistență și acum vedem dacă încearcă să depășească sau dacă va mai continua consolidarea. Cel puțin e bine că nu a scăzut așa dramatic. Nu a corectat. E încă în această zonă incertă de care am tot vorbit, în acest zid. Vezi? Da, da. Chestia asta cu spaimele și cu temerile. Știi, de fiecare dată când pe Wall Street sau în Europa, domnule, avem o scădere de o jumătate de procent sau de un procent pentru indici, hopa, spun, domnule, a crescut numărul de cazuri, COVID, astea, da, tot, da? Bine. Bă, dar pe petrol de ce nu se întâmplă chestia asta? Păi... adică e nasol cu îmbolnăvirile și scade Wall Street-ul, dar petrolul nu are nicio treabă, el crește în continuare. Ce e activ de refugiu acum sau cum? Jumă proastă, cu COVID, fără COVID, coletul ajunge la tine. De ce nevoie de transport? Deci, bă, bucură-te, ai COVID gratis, e la ofertă. Da. Nu mai dai bani pe el, vine din China, de la original, adică nu copii. Exact, de rasă, pură. Da, da. Da, deci asta zic, în opinia mea, temerile astea acum, pe semne că există, nu în măsura în care ne arată media financiară, și atunci când acționează mai puternic aceste temeri, zic, de număr de cazuri și așa, înfrânează creșterea. Nu e că determină o scădere sau inversarea trendului de recuperare. Asta este situația, în opinia mea. Ok. M-am uitat pe calendarul macroeconomic, nu e foarte încărcat, nu avem super indicatori pe care să-i așteptăm, precum non-farm payroll sau ceva de acest gen. E o serie de indicatori acolo, o să ne uităm, o să monitorizăm în fiecare sesiune și o să vă ținem la curent cu evoluția lor la fiecare webinar. Dorin, mulțumesc frumos pentru prezentări și pentru explicații și pentru participare. Mulțumesc și eu, Liviu. Doamnelor și domnilor, și dumneavoastră vă mulțumesc pentru faptul că ne urmăriți. Urmăriți-ne și pe canalul de YouTube, cei care nu apucați să vedeți live acest webinar sau că ajungeți mai târziu în fața ecranului. Puteți vedea pe YouTube înregistrarea. În regulă, sunt Liviu Moldovan. Încă o dată vă mulțumesc. Ne reîntâlnim mâine la aceeași oră. Toate bune!